Trezește-te! Bă, deci... Azi voi încerca să pun și eu un intro și să editez părțile care nu ar trebui să apară în clipurile de genul, pentru că am făcut 50.000 de vizionări și măcar atâta să fac în afară de clipul ăla special. Astăzi stăm Acura RSX Type S din 2002 cu vreo 200 de cai, un motor de 2 litri și tracțiune față, nu, 200 de Nm cu loc. Acura, în caz de nu știu, că este o divizie a mărcii Honda, de mașini mai sport. Așa știu eu, poate zic prost. Motorul se duce până în 8700 de rotații pe minut, stock. Deci e imens. Sună destul de bine. Turbo intră de la vreo 4000... Stai așa să vedem. De la 5000 de ture intră turbo. Adică turbo, cum să vă explic, intră, el mereu intră, dar aici se simte. Hai să atingem și noi 200 în 5 ani. Și asta a fost și 0200. Jocul zice că mașina atinge 100 în 6 secunde și atinge a top speed de 238 de km la oră, cam puțin. Ok. Acum voi merge să tunez, o să fac raliu sau trac sau mașina de drift. E zi băgă. Deci sunetul ăla e să încerc și 4000. De la 5000 se simte că intră. Vreau să mai văd o dată, fiți atenți. E ca la muzică, când se ridică tonul vocii. Dacă încerc de la 3100. Wow, înțelegeți voi ce vreau să zic. Hai mă, Ana, lasă-mă. Nu, secundă, nu. Nu. Nu știu, lasă. Au. Pare o doamnă asta. Hai să vedeți un burnout cu 100 de cai pe tracțiune față. E destul de bine că face. Ia, de care era fan de mine? Asta. Nu, nu știi, nu știi schema, nu știi. Ce ciudat de crezut este că se tunează destul de mult. Pentru că n-am vrut să fac asta. Upgrade. O să începem cu motorul, care din păcate are o singură variantă de schimb, un 1.6 litri turbo rally, deci mașina asta a fost făcută, nu, hai să nu gândim așa, deci nu a fost făcută pentru rally. Asta e un hot hatch.
Dar dacă îmi dă varianta de motor de raliu, ar trebui să însemne ceva. Îl păstrăm pe cel stock. O să fac tracțiune 4x4 și punem un turbo, pentru că cam toate mașinile de raliu au turbo. Ia uite ce ai aici, tătică. Uită-te, uită-te. Sunt multe. Botul ăsta parcă e de Subaru. Nu, de Toyota GT86. Sincer, dacă vă uitați așa, chiar nu vă seamănă. Dar pe care am pus-o eu, mă, frate? Asta de la Sea West. Dar nu-mi place asta. Vreau să scriu. Sau ce? What? Cred că o să o las fără spoiler. Aici. Asta nu e rău deloc. Că mi-a venit o idee. Hai să o punem și pe față și pe spate firma asta. Să vedem cum arată, nu știu, poate când o conducem arată altfel. Facem firma Charge. Vă dați-mă că o să pun cauciucuri full. Față spate îi schimbăm roțile pentru că mie îmi place culoarea asta. Ia asta să văd dacă găsesc ceva. Asta nu. Scrie Ferrari acolo. Nu, mie nu, nu, mie nu-mi plac. Asta, dar nu, că dacă îi pui pe astea deja seamănă cu Subaru. Hai să le punem pe astea. Dar nu, parcă erau mai frumoase alea, sunt indecis. Asta este, ce sunt astea. Și avem de umblat la aici. Cutie, ambreiaj, suspensii, ce zice asta? Ah, ok. Diferențial, frâne, o facem full raliu. Cușcă înăuntru, adică roll cage. Îi tunem și motorul. Tobă, pistoane, astea sunt pistoane. Turbo de curse, da, așa. Și deja ne apropiem de S2 Class, ceea ce e Deci de la 200 de cai am dus mașina asta în 600 de cai. Și i-am mai pus în greutate vreo 10 kg. Ok. Hai să vedem cum sună acum. Se aude turbo ăla, oh my god, cum se aude turbo ăla. Ia dinăuntru. Face ca un șarpe cu clopoții. De tare. Să vedeți acum ce view ai. Dau încet până și încet pe stradă. 3, 2, 1. Se duce. Ce am aici? M-am ferit eu de data aia.
E că nu mă mai feresc eu de nimic. Atingem 300? Hai. Nu cred că atingem. Adică mașina atinge 300, dar e strada pe mică și mică. Hai să vedem ce poate să facă la o etapă de raliu. Vom merge... Unde e? Mă, pune-mă ce pui de aici. Așa. Mă, acolo. Ce mă enervează. Hai la asta. Și hai să facem un burnout cu tracțiune 4x4, adică toate roțile se vor învârti. Nu știe să facă? Cumva. Asta e ciudat. Nu vrea să facă burnout. Și între a întâia până la 6000 de rotații e înceată. Ia, să ne uităm la vitezometru și... Aici intre Brown, peste 5000. Și ne-am pus să pus aici. E, hai cu tata, hai! Hai, că am încălcat și eu într-un BMW. M-am dus bine. Shit! Cred că ar trebui să mergem aici până acolo. Dar are planul. Vorba lui. Ia să vedem. Hai să încerc să fac săritura asta ca fază de final. Cred că se duce în 30.
sigur se recitesc. Și cu șerpișorul, bă, frate, dar e prea... Adică nu pot să-i țin control așa bine cum pot de obicei să fac la o mașină 4x4. Ce mă să... Hai, controller. Știți ce? Mergem pe aeroport. Dacă mai avem timp. Pot să fac fast travel, nu pot. Ok, atunci o să vă zic că... ce, cât zice jocul că atinge maxim. 350 de km la oră? What? Bravo ție! Și mai sunt frumos de șerpișorul ăsta. Sper că v-a plăcut.